Ești ok, Mara? Uite, crocodilul! Mare i s-a făcut rău și a ieșit afară la aer. Na. Hai, gata că nu. Hai, că strece acum. Am trecut prin fața senzorului și e împerecheat. Aha! Salut! Salut, Mara! Astăzi... Salut, tati! Ce faci noi astăzi? Mergem la dentist, ne facem sufletul frumos, iar la dentist. Păi Mara n-a fost data trecută, eu mai am ceva de rezolvat, cam o gingie inflamată. Eu trebuie să-mi scot o măseală. Și pe urmă, Mara va ajunge în sfârșit la ortodont. Da. Adică vei avea aparat dentar. E ultima măseluță care trebuie scoasă. Ca să putem să spunem aparat. Lasă canini. Mami. Da. Trebuie aparat? Da, eu am avut. Uite-te ce frumoasă sunt. La mine n-a funcționat. Am dinții mai puternici decât orice aparate. Da. Așa că... Încercăm la Mara. Vreau și eu. Ce vrei, Teo? Tu nici n-ai dinți, definitiv. Ce aparate ai găsit acum? Dar o să mă doarm. O să treci peste. Sunt mulți copii care au aparat. Scrieți-ne în comentarii cine poartă aparat dentar. Repede. Și dacă este dureros sau nu, așa cum zice Mara. Când vi-l puneți dacă este dureros? Păi, e suportabil, nu e așa dureros. Nu, hai să încălțăm copiii, uite, și Mara e descălțată și Teo. Mara era și ea descălțată, eu nu înțeleg de ce ele se descalță în mașină. Pentru că n-am șosele și mi-era cald. Aveam ciorap, știi, și mi-am dat jos. Dar tu ai bomboană în gură? Că tot mergi la dentist. Da. Mentă! Să-și împrospăteze respirația. Mergem. Hai să le încălțăm întâi. Prat. Gata, Mara. Doamna doctor, nu e. O să n-am? Hai pe leagăn. Hai pe leagăn. Ele vor la leagăn. Hai să le încălțăm pe leagăn. Aici. Jos, încălțați-vă. Și așteptăm. Am ajuns cu 15 minute mai devreme. Poate de asta. Hai să sunăm totuși, da? Dăm pe telefonul. Și gata, a venit să mergem. Hai, burtică, hai. Hai, burticuțe, hai. A venit din bloc? Da. A venit din bloc, da. Și gata. Bună ziua. Dam. Așteptăm. Deci am găsit pastă de dinți. Super. De la 0 la 6 ani minus 0. Pentru adulți. Până intrăm în cabinet, un X și 0 pe piciorul mare. 0. Acum eu. X. Acum tu, pune un 0. Uite, acolo 0, bravo, Teo! Da. Și X, Mara, așa. Da, te-ai văzut? Da, am văzut. Și acum 0 eu. 0. Și Mara un X. Și n-a câștigat nimeni. Mai sunt spații. Da, da? Și un 0 aici. Și te-am bătut. Bravo! Tac. Ce faci, tățarule? Întâi mami. Bună ziua. Ce ți-ai făcut, mă, pe mână? Teodora, încetează. Da, stai. De ce ți-ai făcut asta? De... Nu stai cu minte. Dar ce-i scris tu aici? A-E-C... A, nu. A-E-U... Și ce înseamnă asta? A-E-U-C... Ce înseamnă? Și nu. Vreau să fac o inimă, dar mi-a ieșit un om. Hai, Bri. Mara cu emoții. A. Aia e. Așa era. Toate negre. Și-au căzut. O să fie bine. Iată, Teo s-a așezat în locul mare. Hai, Teo, dă-te jos. Hai, Teo. Hai. Tu ce mai zici? Că tu nu mai ai nimic de făcut. Mara, eu știu ce voia. Ea voia cu liftul. Așa. Care de mult trebuia să cadă, dar nu a scos-o. Și alta care crește. Anestezie crocodil, cum e Mara? Că mă mușcă crocodilul. Ah, vrei să te muște un crocodil, uite crocodil. Ești ok, Mara? De vreodată, uite crocodilul. Țeapă. Mara?
Mare i s-a făcut rău și a ieșit afară la aer. Și am vomitat. De la anestezie, pe nemâncate. Na. Hai, gata că nu. Hai, că strece acum. Și de la frică. O să beau, e bună. E bună, da. Poți să bei. Și gata, Mara are o gaură acolo și a scos ciotul. Și o acum... gaură mare, groapă. Nu pot să vorbesc. O groapă sau ce zici? Sau groasă? Groapă. Nu pot să vorbesc. A, ești anesteziată pe partea aia. Gata, ai scăpat de ciot, acum toți dinții sunt buni. Da, iar eu am simțit. Am primit să fac o radiografie acolo unde am accesul. Cred că durea mai tare dacă îmi scotea direct măseaua. Clar, nu? Tati! Da. Hai! Da. Așa repede? Chiar Brioana plânge. De ce plânge? E foame. Hai că nici noi nu mai putem de foame, să mergem. Haideți. Și foame e mare, fetele nu mai au nevoie nici de tacâmuri. Așa e, vrei? Supița întâi, avem supă cremă de brocoli. Uite, ești cu toanele. Mama, i-a pregătit toată ziua pentru noi. Dar cum, toate felurile? Felul 2. Desert. Desert. De toate. Eu am ciorbiță de pui cu tăiței de casă. Fetele au supă cremă de brocoli, piept de pui la grătar cu cartofi, mușchiuleț de porc cu sos de piper verde și cartofi la cuptor, antrecot de vită cu cartofi la cuptor și somon cu legume la grătar. Da, uitați, e foarte bun. L-a făcut mama. Mami, mulțumim. Poftă bună. Drag. Poftă bună, mulțumim. Ia uite ce face Bri. Ce faci, Bri? O să dar? Să știți că n-a gătit mami, nici n-ar fi avut cât să gătească. Mami doar ce a venit de la muncă, copiii de la școală. Exact. Tati a avut de treabă astăzi, toată ziua. Așa că, poftă bună, mâncare comandată, ca să nu mai ziceți că n-am păcăliți. Ați văzut și de unde am comandat-o, așa că... Mama. N-ai tras cadre? A, n-a tras cadre. Poftă, mama. O inimar și jumătate. Eu ce mănâncă, Bri, bravo, Bri, era fămiță. Era fămiță tare. Mi-am mâncat jumătate din el. Mara a dormit, e obosită de la anestezie și de la trauma suferită cu măseluța. Pen e bine, mama, ia-l-te. Pen, da, e lung. Uite. Pen, read. Read, e bine. Pen, nu știu dacă e bine. Ia mai ascultă altele. Ia. Red. Red nu este. Read. Read, ia. Corect. Ah, ăla e, atât. Ba nu, încercați din nou, mai e unul, cică. Și. Sheep, da, ăsta era, sheep. Dar ce se aude de jos? Mama, read e bine? Atâtea alarme! Read e bine? E bine, read și sheep! Ia să văd, ce face tati acolo? Nu fac nimic rău! Dar ce faci, tati? De ce sună poliția? Nino, 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 Nino pe aici! Pentru că avem un sistem centralizat de securitate a casei. Aha, acolo îl pui? Aici. Da. Ce părere? N-ar trebui mai sus să ne vedem? Sau nu e cu interfon? Nu e cu interfon. A, nu vedem cine e la poartă? Nu. Separat va fi. Aici, așa. Bine. Ok, da? Bine, ok, până la acolo. Păi atunci interfonul trebuie să vină mai sus, clar. Mm-hmm. E bine așa, mami? E bine. Ce se întâmplă cu SOS-ul ăla? Cu sosul? Sos. Sos. În cantități industriale. Poți să apăs? Ce să apeși? Sosul. Apăsă. Ia. Yeah. S-a aprins ecranul. Da. Și se cheamă acum firma de securitate, nu? Deocamdată nu e activat, dar după ce l-a activat nu mai poți apăsa pe sos. Unde-i sos? Asta aici e sos. Sos. Aha! I don't like this! Tati, dar uite ce-i pe mine. Am luat miniul pe... Pe tine. Mine. Ai mâncat cu mâna și cu piciorul. Da. Iar ca să finalizăm toată treaba, mai montăm niște senzori. Asta este un senzor de mișcare. Este deja conectat. Ah, eu știu unde. Acolo pe scara, da. Ah, ideea mea oricum. Ok, aia nu știu aceeași idee ca a mea. Asta e altceva. Dar eu am avut-o înaintea ta. Hai să-l testăm. Acum sistemul este dezactivat. Avem o aplicație. S-a armat sistemul. Și acum dacă ne mișcăm... Dezactivăm. Ce bine. Asta este panoul de exterior, alarmă de exterior, pe care trebuie să o montăm și pe asta. Da.
Aici e bateria solară. Cei care sunt interesați de acest sistem, să ne lase în comentarii. L-am luat pe AliExpress. Am prins fața care face obrăznicii. Tati, ai grijă să nu cadă telefonul ăla. A zis, sunt și eu un copil mic mai devreme. Ce ai zis, Bri? Când tati tot așa te certa că făceai prostii, ce ai zis? Ce ai zis? Care face... Și tati a zis și obraznic și tu ai zis nu. Cum ai zis? Nu. Dar cum? Ia, uite unde-ți ochelarii tăi, mami. Ca să nu mi-ai cauți tu. Ia să vede. Deci nu cred. Nu-mi găsesc ochelarii de aseară. Ia să văd. Deci nu cred că e băgat aici cu o groază de lucruri. Super, coronițe. Pentru că asta a avut-o la grădiniță, deci nu. Da, dar ea a mai făcut curățenie și acum vreo două zile pe aici. Și să nu avem surpriza. Nu, nu sunt aici. Să nu cumva să fie în alt ghiozdan. Așa e, Bri? Unde sunt ochelarii mei? Briana, n-am mâncat nimic astăzi la pachet. Da. Am dat un sandwich. Un sandwich, adică o gură. O gură dintr-un sandwich. Pe lângă senzorii de proximitate, avem și senzorii de ușă și fereastră. Senzor de gaz, senzor de fum și o cameră de supraveghere. O grămadă de lucruri într-un singur pachet. Prin casă, montată, da. Ascunsă. Nimeni nu o să știe unde e camera. Ce face tati? Aspiră ușa pe partea cealaltă? Cioc, cioc! Wow! Bormașină, aspirator. Ce faci tati aici? Punem senzori. Și aici tati? Și aici. Tati, și eu mai știu unde trebuie să pui ură. Peste tot. Normal. Apoi mă voi ține cu mâinile de cap de câte ori o să pornească alarma. Dacă o vom închide și o vom deschide când trebuie, nu o să existe situația asta. Da, dar vezi, trebuie să mai ai o grijă în plus. Bine. Alcool, alt senzor. Am găsit. Și acum, tati, ar trebui testați. Armează sistemul, închide copiii undeva și hai să vedem dacă senzorul mă detectează atunci când eu intru pe ușa aceea. Dezactivăm. Tati, acum mai avem un senzor, da? Să-l împerechem, îl activăm de aici. Ne ducem în meniu. Please input password. Asta nu trebuie să se vadă. Intrăm în meniu. Parts, detector. Adăugăm un detector. Sistem alarm. Alegem door, living room, panic alarm, bedroom alarm, windows alarm, balcony alarm, perimetru alarm, da? Da. Îi dăm OK, sincronizare. Am trecut prin fața senzorului și e împerecheat. Yay! Am ieșit. Și mai avem un senzor. Și de acum mergem la etaj. Aoleu, mă umpli de senzor. Tati, nu vreau să văd luminițe noapte. Cam atât. Deloc. Bine. Gata, am finalizat. Casa este securizată. Acolo ce mai e? Au mai rămas niște senzori. Au mai rămas, îi punem la locul lor. Găsim noi, o să-i punem tati. Cu siguranță găsim. Noi vă lăsăm aici. Vă spunem o zi frumoasă în continuare. Cu Teo pe jos, cu Bri pe jos. Și negruț în casă. Și negruț în casă. Negruț. Noi trebuie să ne apucăm de teme, dar Mara doarme. Până atunci fac cu Teo. Hai, iar succes. Vouă vă spunem la revedere pe data viitoare și v-am pupat. Pa, pa. Hai. Mai mănâncă Teo ceva? Mai mănâncă. Și Bri. Și negruț. Ia uite, ia uite ghiozdan. E mai greu decât ia.